Am vrut multilingual, așa, în mai multe limbi. Pentru că eu gândesc în mai multe limbi și câteodată foarte amestecat. Îmi vine un cuvânt în spaniol, în franceză, în română, în rusă și... mi-e foarte ușor să trec de la o limbă la alta, dar după aia mi-e foarte greu să ajung la una singură, pentru că îți vine mai ușor cuvântul în limba în care nu te gândești că tot vine. Deci e foarte important jocul în acest volum, Miroir, jocul între limbajul fiecărui poem. Eu le-am tradus. Câteodată o scriu direct în spaniol, câteodată scriu direct în rusă, câteodată direct în român. În rusă am făcut mai unul, ca să nu vă chinu, sau două. Dar în spaniolă foarte des, din ce în ce mai puțin, acum vorbesc mai puțin, dar e o limbă care îmi place foarte tare. Și știu cât m-am chinuit ca să traduc aceste poeme, ca să nu fie numai numărul de silabe, nu numai, n-am făcut numai un demers de fond, nu numai un demers formal, ci foarte amestecat. Exact ceea ce mă interesează și în spectacol, în care forma e tot atât de importantă cât fondul și fondul tot atât. E un joc. Un pas cu forma, un pas cu fondul. Un pas cu forma, un pas cu fondul. Ceea ce se întâmplă și la Păpuși, pentru că aminte, viața noastră e o teatru de Păpuși, în care sforarii câteodată îi vedem, câteodată nu-i vedem. Într-un spectacol de dans, coreograful este sforarul, este clar. Dar până la urmă, foarte mi s-a întâmplat să fiu tras pe sfoară într-un spectacol în care eu am tras forile. Pentru că deodată văd niște lucruri, descoper niște lucruri pe care nu le bănuiam. În felul în care dansatorul, care nu e numai dansator, ci e și actor, și pe undeva formă, reprezintă o formă, nu numai un corp frumos, o femeie, un bărbat, ci pur și simplu o formă, o formă cum ar fi ceașca. Adică o formă geometrică mai complexă, mai complicată. Dar, deci, ajungem la ideea de formă și deodată acele forme, de exemplu, un întors de cap la trei sferturi, deodată, stai și așa, dar ți s-a întors capul, încoace, schimbă, parcă îți mută orizontul de pe șine, nu te-ai aștepta la treaba asta. Și descoper eu, făcând asta, la asta vreau să ajung foarte complicat, ca să vezi cum exprim. Eu vorbesc de emoticoane care sunt ușor de spus, formule ușor de perceput, iar eu vorbesc complicat. Dar la asta am vrut să ajung. La faptul că suntem câteodată depășiți de ceea ce vrem să zicem și asta se întâmplă la toți, cred. Nu numai... Dar în dans este extraordinar, pentru că este... Când vezi cu mișcarea, nu zic dans, se zice mișcare. Când vezi cu mișcarea, este extraordinar. Uite cum mă uit, de exemplu, la aceste patru picioare, patru perechi de picioare. Uitați-vă un pic cum sunt afinat. Adică sunt niște forme foarte abstracte. Genunchiul e flexat, gleznă e puțin lăsată, aici piciorul e moale, piciorul stâng e moale, celălalt drept apasă pe pământ, piciorul Domnului se întoarce un pic pe dos și așa mai departe. Aceste mișcări pe care nu le... Cărora nu le dai atenție, pentru că nu sunt importante până la urmă. Devin foarte important în spectacul de dansă. De-aia mă și mă chinu, câteodată am dureri de cap, zic că așa, oamenii care au un auz perfect, îi deranjează foarte mult o notă falsă. Așa și la mine, dacă văd o mișcare care nu se potrivește, mă tot dinți. Și câteodată, tu scrii o sonată și deodată devine o simfonie. Pentru că tocmai aceste detalii se pun în mișcare, chiar Dumnezeu știe cum. Unde sforarul nu mai e coregat, ci de pe acolo. De ce este atât de pasionant? Pentru că este tot corpul implicat. Nu e numai gâtul, ca zic o vorbă, nu e numai mâna la pianist, nu e numai... E tot corpul, face parte de acest teatru de umbre, de forme, de adâncimi. Și așa mai departe. V-am bătut la cap destul de zi, dacă vreți să vă întrebați ceva.